Steaua București BA a câștigat Cupa României la polo după ce a învins în ultimul act cu 12-6 pe CSM Digi Oradea. Meciul a început echilibrat cu o primă repriză câștigată de poloiștii militari cu doar 3-2. Sferturile 2 și 3 însă au fost la discreția roșialbaștrilor, care s-au distanțat la 6 goluri diferență, scor 9-3. Ultima repriză s-a încheiat la egalitate 3-3, iar la general Steaua a câștigat cu 12-6. Golgheterul meciului fiind Ierco Marinici de la echipa câștigătoare, care a marcat de 3 ori. Steaua își păstrează trofeul câștigat și anul trecut, dar în lotul echipei învingătoare sunt și sportivi pentru care cucerirea Cupei României este o premieră. Este un moment foarte emoționant pentru mine, mi-am dorit mereu să ajung într-o fază finală a unei competiții interne și să o câștig. Acesta este doar începutul, sper să continuăm în această manieră în campionat și să ne îmbunătățim jocul și în cupele europene. Este primul trofeu al României câștigat la nivel de senior pentru mine. Mă simt foarte bine și sper să urmeze cât mai multe. Antrenorul roșialbaștrilor, Andrei Iosep, este mulțumit de rezultat, dar se gândește deja la meciurile echipei sale din Liga Campionilor. Urmează o zi în care vom sărbători acest trofeu, una de recuperare și deja avem 24 de ore după aceea să pregătim următoarea confruntare în Champions League, în care vom întâlni unul dintre cei mai redutabili adversari, Barceloneta, una dintre pretendentele la câștigarea trofeului. Sperăm să ne recuperăm cât mai repede și sperăm într-o evoluție mult mai bună decât cea care am avut-o, să ștergem impresia care am lăsat-o la Moscova. Miercuri 23 februarie, Steaua va juca în etapa a 7-a Ligii Campionilor, în deplasare cu echipa spaniolă Barceloneta.